ASEA Târgu Mureș a produs surpriza campionatului în ultimul meci al etapei a 7-a din Liga 1. Echipa antrenată de Dan Alexa a învins pe teren propriu Dinamo cu scorul de 2-1, la capătul unui meci plin de evenimente. Cei care au deschis scorul au fost bucureșteni prin Rotariu, însă decarul mureșenilor, Iani Zicu, a prins o zi de grație și a reușit să întoarcă scorul în doar 10 minute. În urma acestei victorii, ASEA reduce deficitul la doar 3 puncte. Etapa viitoare, mureșenii se deplasează la Severin pentru partida cu Pandurii. Surpriză de proporții în ultimul meci al etapei a 7-a Ligii 1 de fotbal. ASEA Târgu Mureș a oprit-o pe Dinamo din cursa de urmărire a Stelei după victoria de pe teren propriu scor 2-1. Prima repriză a disputei de pe Transil a fost la discreția Câinilor Roșii, care au ratat câteva ocazii importante. În minutul 10, meciul s-a întrerupt aproximativ 6 minute după ce un fan al dinamoviștilor a căzut pe scări și a avut nevoie de intervenția echipajelor Smurd. După reluarea partidei, Noere a avut șansa deschiderii scorului cu un șut de la 20 de metri, însă fără probleme pentru Mingote. Minutul 30 aduce o fază rapidă a lui Dinamo pe partea dreaptă. Mureșan îl faultează pe Romera în careu, iar arbitrul dictează penalti. Același Noere execută însă pe lângă poartă. A doua parte a meciului s-a jucat pe contre. În minutul 60, Dinamo deschide scorul prin Dorin Rotariu, după o pasă filtrantă a lui Oliva. După golul marcat de dinamoviști, mureșenii au avut o trăsărire de orgoliu și au luat cu asalt buturile apărate de Brănescu. În minutul 77, Zicu execută o lovitură liberă de la marginea careului de 16 metri și mingea intră în poartă, 1-1, și spectatorii de pe Transil sperau într-o minune. O minune ce avea să vină la 10 minute de la golul egalizator. Același Zicu face 2-1 în urma unui contraatac pe dreapta a Purta de Surdu. La 2 minute după golul lui Zicu, Dinamo marchează prin Nedelcearu, însă reușita este anulată pe motiv de offside. La finalul meciului, Fălcosul și-a băgat Elevin ședință. Meci nereușit pentru noi. Cu toate că am avut posesia, am dat impresia de o echipă bună, dar nu suntem o echipă bună. N-am făcut o partidă bună. Să-i continuă, deci după meciul cu Mediaș, care iar la fel nu mi-a plăcut evoluția noastră, am făcut mari greșeli, la fel și astăzi. Deci nu trebuie să dăm. Eu nu sunt de arbitri. Vorbești și de arbitri, dar întâi te uiți în curtea ta. Te uiți de ce nu bați la Târgu Mureș cu 5-0 dacă ești echipă, 3-0. Uite că gol, negol, toate alea. Sunt momente importante. Avem penalti, rezolvăm meciul 1-0 și poate să vină 2 sau 3-0. Din vina noastră am ajuns acum să pierdem acest meci. Nu că a jucat Târgu Mureș mai bine, nu că au greșit arbitrii, că sunt greșelile astea, sunt omenești. Nu mai e ca pe vremuri când se făcea pe bani. Tehnicianul mureșenilor Dan Alexa a avut cea mai bună săptămână de la semnarea cu ASEA. A calificat echipa în semifinalele Cupei Ligii și a obținut prima victorie din acest sezon a Ligii 1. Am avut un meci foarte greu. Eram conștienți toți că întâlnim o echipă care luptă la câștigarea campionatului, o echipă cu jucători de mare calitate. Eram conștienți că dacă ieșim la joc cu ei, avem foarte multe de pierdut. Ne-am închis, am încercat să închidem spațiile cât mai mult spre poarta noastră și să-i prindem în contraatac. Am avut și șanse în anumite momente, dar îmi felicit jucătorii pentru că s-au luptat exemplar. Au încercat să respecte cât mai mult sarcinile de joc. A fost o victorie care este o victorie care a adus foarte mare bucurie aici în Târgu Mureș. Gândiți-vă că Târgu Mureș n-a mai câștigat de la meciul cu Botoșani. Lumea avea nevoie de victoria asta. Oamenii care se ocupă de club au nevoie de suportul publicului. Știți foarte bine că sunt probleme aici. Sper să se rezolve cât mai repede, pentru că Târgu Mureșul este cunoscut în România și prin fotbalul care l-a practicat cel puțin în ultimii ani. În urma acestei victorii, ASEA rămâne pe locul 13 în clasamentul Ligii 1 de fotbal cu minus 3 puncte. Etapa viitoare, mureșenii se deplasează la Severin, vineri, 16 septembrie, de la ora 20:30, pentru confruntarea cu Pandurii Târgu Jiu.